grădina de vară Farul din Mangalia, folosită ultima dată în campania electorală din 2012, arată jalnic cu scaunele rupte și inutilizabile. Mai mari primăriei ne spun că soluții pentru reabilitarea acesteia și a cinematografului Pescăruș există. În prezent se lucrează la studii care să stabilească dacă cinematograful mai poate fi recuperat ca imobil sau dacă se impune demolarea lui. În plus, cum instituția publică se plânge peste tot că nu stă pe roze din punct de vedere financiar, se dorește ca cinematograful să fie reabilitat pe fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Există pe program de finanțare pe Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Consiliul Național de Investiții, prin CNI, există finanțare pentru cinematografe și astfel de activități, urmând ca în momentul în care vom fi gata cu toate documentațiile tehnice și ce ne dorim să facem acolo, să solicităm aceste finanțări. Procesul de recuperare al clădirilor dedicate spectacolelor a fost unul de durată și extrem de anevoios, Radeful renunțând foarte greu la imobilele ce aparțineau de drept Mangaliei. Recuperarea acestor clădiri și acestor elemente de patrimoniu, de acolo de unde erau blocate, s-a desfășurat extrem de dificil. De la o grămadă de uși deschise, sau, mă rog, bătăi la uși pe la Ministerul Culturii, până la, efectiv, Direcție România Film, care nu avea Consiliu de Administrație, care era într-o situație incertă. Edilul mai spune că se dorește recuperarea și altor imobile destinate spectacolelor. La ora actuală, cinematograful Pescăruș a fost pus la conservare. La cinematograful Pescăruș am reușit să facem măsurătorile cadastrale. L-am băgat într-un soi de conservare. Am făcut curățenie, le-am zidit intrările accesului în clădire, urmând ca în momentul în care vom fi gata să ne apucăm de lucrurile de reabilitare, tind să cred că nu mai devreme de primăvara anului viitor. Municipiul Mangalia mai deține de asemenea grădina de vară din Neptun, câștigată în instanță. Și aici lucrurile sunt dezastruoase, instituția rămânând de ani de zile o pată neagră pe obrazul stațiunii, fixată în calea turiștilor ce se îndreaptă către plajă.